Filmul începe într-o noapte în munții înzăpeziți din Norvegia, unde o fată pe nume Sara fuge pentru a salva viața. După privirea ei, este evident că este urmărită de cineva sau ceva. Din nefericire, când este pe cale să ajungă la cabana ei, se împiedică accidental și se rostogolește pe un deal rănindu-se. Apoi, dintr-o dată, Sara este atacată de ființe misterioase, ceea ce duce la o moarte dureroasă. În altă parte, 7 studenți la medicină călătoresc la Oxfjord, în Norvegia, pentru vacanța de Paște. După o călătorie lungă, ei ajung la o cabană din pădurea deținută de Vegard, care se dovedește a fi iubitul Sarei. Se pare că Sara fusese la schi munții de lângă Oxfjord, iar grupul o aștepta să se întoarcă la cabană. Cu toate acestea, ei se distrează fără ea, bând ca nebunii și jucând jocuri de trivia toată noaptea. Mai târziu, o fată blondă pe nume Liv iese afară pentru a-și face nevoile, dar pe când se pregătea să înceapă, este surprinsă de o siluetă misterioasă care se mișcă în întuneric. Liv își reține pentru un moment afacerea urât-mirositoare și se grăbește să intre în cabană pentru a informa pe toți despre ce a văzut. Cu toate acestea, nimeni nu o crede. În timp ce grupul se gândește la ce să joace în continuare, deodată un drumez misterios sosește la ușă. Vrea să bea niște cafea, așa că grupul o lasă să intre cu reticență. După un timp, excursionistul începe să le povestească istoria întunecată a Oxfjordului. În timpul celui de-al doilea război mondial, o forță de soldați germani, condusă de Hitler, a invadat și ocupat zona. Naziștii au abuzat și torturat populația locală timp de 3 ani întregi. Aproape de sfârșitul războiului, odată cu iminenta înfrângerea Germaniei, soldații au jefuit toate obiectele de valoare ale orașului. Cu toate acestea, cetățenii au organizat o revoltă și au întins o ambuscadă naziștilor, ucigând mulți dintre ei, în timp ce supraviețuitorii, inclusiv generalul Hitler, au fost alungați în munți. Pentru că niciunul dintre ei nu s-a întors, orășenii au presupus că toți au murit înghețați, din cauza condițiilor de frig năpraznic. Dar în realitate, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ei. În prezent, excursionistul termină de povestit cu o față serioasă, dar adolescenții râd pur și simplu ca de un bazm. Supărat, el părăsește cabana și își instalează tabăra undeva în munți. Excursionistul se apucă apoi să mănânce niște conserve, când este brusc deranjat de un zgomot ciudat afară. Se pare că fiarele de la începutul filmului s-au întors. Excursionistul își ia pușca și iese încet în afara cortului său pentru a investiga, dar într-o clipită, o persoană trece pe lângă el, tăindu-i gâtul drumețului. Se grăbește să se întoarcă în cort, dar nu rezistă prea mult, deoarece ucigașul îl urmărește înăuntru și îl ucide violent. Între timp, Vegard este trezit de o siluetă înfiorătoare care pune ceva sub podeaua cabanei. Crezând că este Sara, el o strigă, dar acesta îl ignoră și părăsește cabana. Speriat, Vegard o urmărește afară, în mod șocant o găsește acoperită de sânge. Acest lucru îi dă fior pe șira spinării, dar în secunda următoare se trezește brusc, dezvăluind că a fost doar un coșmar. În dimineața următoare, Vegard decide să plece cu snowmobilul pentru a o căuta pe prietena sa, Sara. Își a rămas de la grup și îl instruiește pe tipul Alfa Martin să se întoarcă în josul muntelui și să cheme ajutoare dacă nu se întoarce a doua zi. După aceea, Vegard cercetează dealurile înzăpezite până când zărește un cort în depărtare și se îndreaptă spre el pentru a investiga. Dar când ajunge la locul respectiv, este luat prin surprindere după ce îl găsește pe drumeț înăuntru, mort, cu burta tăiată și cu intestinele la vedere. Vegard găsește și o urmă de pași însângerată pe care începe să o urmărească, sperând să o găsească pe Sara. Din nefericire, chiar când ajunge puțin mai departe, cade într-o groapă și este doborât de frig. Mai târziu în acea seară, grupul de la cabană bea ceva și cântă la maxim câteva melodii. Între timp, în timp ce grăsanul Erlen caută niște bere sub podele, dă peste cutia de lemn veche și misterioasă. Deschizând-o, găsește în mod șocant o mulțime de obiecte de valoare și monede de aur din timpul celui de-al doilea război mondial. Toată lumea este uimită de descoperire și decide să împartă comoara după ce Vegard și Sara se întorc la cabană. În scena următoare, în timp ce grupul continuă să petreacă toată noaptea, Erlen iese să se ușureze. Pe drum, o monedă de aur cade din buzunar și ajunge pe zăpadă. Prietena lui Chris îl însoțește și în interiorul toaletei, iar cei doi ajung să facă dragoste. Între timp, un zombie cu aspect înfiorător apare afară și ia moneda de aur. Acesta este aceeași creatură care a ucis drumeții din apropiere. La scurt timp după aceea, Erlen se întoarce înapoi în cabană, în timp ce Chris se află încă în toaletă. Dintr-o dată, ea zărește printr-o gaură chipul zombiului și se îngrozește. Chris încearcă să scape cu toate puterile, dar podeaua de sub ea se prăbușește brusc și este acoperită de rahat. Chris se ridică repede și se îndreaptă șchiopătând spre cabană, în timp ce strigă după ajutor. Cu toate acestea, ceilalți nu o pot auzi din cauza muzicii puternice din interior.
După câteva minute chinuitoare, Hannah aude în cele din urmă țipetele și oprește muzica înainte de a ieși afară să o verifice. Dar chiar înainte ca Chris să poată fi localizată, ea este rapid capturată de zombi și dusă departe. Între timp, băieții devin și ei îngrijorați că cineva pândește în întuneric, așa că ia o pușcă și ies afară pentru a investiga. Spre groaza lor, găsesc rucsacul sarei îngropat în zăpadă. Pe de altă parte, Hannah o vede în sfârșit pe Chris la fereastra cabanei, dar nu în felul în care se aștepta. Capul bietei fete a fost decapitat și în curând este împărțit în două. Când Liv observă acest lucru, se duce încet să inspecteze fereastra, când odată un zombie străpuge geamul și o trage violent de păr. Ea este pe cale să aibă aceeași soartă ca și prietena ei, dar Hannah ajunge la timp și îi taie părul lui Liv, salvând-o astfel. Acum grupul își dă seama în sfârșit că sunt vânați de monștri fără viață, așa că încep să intre în panică. După ce se regrupează, baricadează toate intrările doar pentru a afla că sute de astfel de creaturi au apărut în fața cabanei lor. Unul dintre ei bagă mâna prin fereastră și încearcă să deschidă ușa, dar Hannah îi taie rapid calea. Văzând acest lucru, Herlen Tocilarul își dă seama în sfârșit că atacatorii sunt zombii. El își îndeamnă prietenii să evite cu orice preț să fie mușcați, dar în mod ironic el este primul care face exact asta. În timp ce corpul lui Erland îngheață lângă fereastră, niște zombi sparg geamul și îl târăsc afară. Apoi îl chinuie fără milă înainte de a-l termina în cele din urmă. Grupul rămâne îngrozit după ce își vede prietenul ucis într-un asemenea mod. Pentru a evita să aibă aceeași soartă, ei fac tot posibilul să se ferească de zombi. Din fericire, folosindu-se de puterea lor de voință și de ceva noroc, cei patru rămași reușesc să supraviețuiască nopții. A doua zi dimineață, ei decid că Hannah și Liv ar trebui să se întoarcă înapoi în josul muntelui pentru a căuta ajutor, în timp ce Martin și un alt tip roi rămân în urmă pentru a distrage atenția zombilor. În altă parte, Vegard își recapătă în cele din urmă cunoștința și reușește să iasă la suprafață. Apoi își face o torță improvizată și se întoarce în peșteră pentru a o explora. În timp ce se aventurează în adâncul cavernei înfiorătoare, un steag nazist îi dezvăluie că povestea excursionistului era adevărată și că zombii sunt de fapt naziștii dispăruți. Spre groaza lui, găsește și capul tăiat al sarei, arături de mai multe căști de război și arme de foc din al doilea război mondial. De nicăieri un zombie apare din spate și Vegard este aruncat din peșteră. Cu toate acestea, el reușește să-l învingă pe zombie, lovindu-i capul cu propria cască. Vegard cade apoi pe zăpadă și încearcă să-și tragă sufletul, dar chiar atunci un alt zombie se ridică de sub zăpadă și începe să-l atace. În mod surprinzător, Vegard îl învinge pe acesta, dar primul zombie pe care l-a trântit la pământ se trezește și se năpustește spre el. Lupta îi lasă pe amândoi agățați de marginea unei stânci, dar din fericire Vegard iese din nou învingător. După ce îl ucide pe zombie, reușește să se agațe de intestinele acestuia și le folosește ca pe o frânghie pentru a se cățăra. În acest proces este mușcat de gât, dar adrenalina lui Vegard nu lasă să se gândească prea mult la asta. Între timp, Hannah și Liv sunt văzute fugind pentru a-și salva viața, sute de zombi apropiindu-se rapid de ele. Așa că, neavând alte opțiuni, se despar și fug în direcții diferite. În cele din urmă, Liv este prinsă de unul dintre zombii care o lasă inconștientă. Mai târziu ea se trezește încet doar pentru a găsi zombii care se ospătează cu măruntaiele ei. Așa că, ca ultim efort de a ucide zombie, Liv trage rapid știftul uneia dintre grenadele M24 și termină fiecare ființă din zonă, inclusiv pe ea însăși. Cu toate acestea, explozia rezultată atrage atenția liderului zombie Hitler, așa că acesta își trimite trupele în apropierea locului. Pe de altă parte, Hannah se ascunde într-un copac, în timp ce doi dintre morți cercetează suprafața în căutarea ei. Se pare că va rămâne nedetectată, dar chiar atunci o cioară obraznică o zărește pe Hannah și începe să facă mult zgomot. Acest lucru îi expune locația și drept urmare unul dintre zombi începe să se cațere în copac. Din fericire, Hannah își folosește gândirea rapidă și reușește să fugă de la locul faptei, apoi îl conduce pe zombie spre marginea unei stânci și sparge gheața, făcându-i pe amândoi să cadă în zăpada groasă. Niciunul dintre ei nu este rănit grav, dar Hannah este prima care se ridică. Folosindu-se de acest avantaj, ea ucide cu curaj pe zombie înainte de a se întoarce să-și caute prietenii. Înapoi în cabană, Roy și Martin fac tot posibilul să asigure ușile, dar în schimb dau foc la tot după ce un molotov nu reușește să lovească un zombie. Încearcă să cheme ajutoare, dar polițiștii închid imediat, deoarece nu le cred povestea lor nebunească. Ca ultimă soluție, cei doi ies din cabana în flăcări și intră într-o baracă mică de magazie. Între timp, Vegard reușește să se întoarcă la snowmobilul său și folosește un cârlig de pescuit pentru a scoase rănile. Apoi își montează o mitralieră pe vehicul, înainte de a se îndrepta spre salvarea prietenilor săi. Pe de altă parte, Roy și Marty reușesc și ei să găsească tot felul de unelte și echipamente.
Dându-și seama că este vorba de a face sau a muri, ei decid să se echipeze și să înfrunte morții cu capul înainte. Cei doi se înarmează apoi și încep să spâșe pe zombi unul după altul. Vegard ajunge și el la timp cu snowmobilul său și deschide focul asupra trupelor de zombi, distrugându-i pe toți. Cu toate acestea, morții se ridică din nou pentru un al doilea val și îl prind pe Vegard cu garda jos. De data aceasta, curajosul nostru protagonist nu face față, fiind rapid făcut bucăți. Când Martin este martor la acest lucru, devine furios și se duce în oraș împotriva zombilor. În mijlocul haosului, Hannah sosește, dar Martin o confundă cu un zombie și îi taie gâtul, omorând-o pe loc. Devastat de ceea ce a făcut, Martin continuă să-și descarce furia, ucigând o zombie unul câte unul. Dar în acest proces este și mușcat de braț. Acest lucru îl pune în fața unei decizii dificile de luat. Fie se transformă într-un zombie, fie își taie brațul. Nevrând să devină un nazist, el ia o drujbă și își amputează singur brațul. Cu toate acestea, eforturile sale sunt aruncate pe apa sâmbetei, deoarece în curând este mușcat de boașe. În urma acestui lucru, capitanul zombie Hitler apare în sfârșit și îi înfruntă pe băieți. În momentul în care aceștia se pregătesc să-l doboare, Hitler scoate un răget puternic, eliberând o armată de zombie de sub zăpadă. Aceștia îl termină rapid pe roi, iar Hitler recuperează un ceas de aur din buzunar. Când Martin este martor la acest lucru, își dă seama că zombii sunt de fapt în căutarea comorii pierdute pe care Herland o găsise în cabană. Așa că, în încercarea de a se salva, Martin se grăbește să se întoarcă la cabana incendiată. El localizează frenetic cutia de lemn și apoi o predă lui Hitler. Din fericire, planul funcționează și zombii lasă în pace. Martin ușurat se îndreaptă apoi liniștit în josul muntelui și intră într-o mașină. Totuși, chiar când se pregătește să plece, găsește o monedă de aur pe podeaua mașinii. Filmul se încheie când Hitler și grupul său apar în fața mașinii gata să-l ucidă pe Martin. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal pentru videoclipurile ce vor urma. Ciao!